anunț. Gerai acest... erau cam 2. Anul acesta s-a anunț? Anul acesta sunt 5, da. Chiar este, cel puțin în luna ianuarie, martie, februarie a fost 2-3 facunți copii. Cu mamele, probleme care sunt votate incompatibile cu creșterea unui copil. Fie sociale, fie medicale, fie, în general, acestea sunt principale probleme. E de provenit din familii care mai au și alți copii în plasament. Acesta este primul semn de întrebare. Și cumva, cele care doresc și au cât de cât interesul pentru a continua să crească copilul, sunt încurajate și sunt transferate la un centru maternal pentru îngrijire adecvate. Dacă nu au locuință, nu au condiții acasă sau nu au cele și acel copil, încurajăm ca mama să nu-și părăsească copilul și să continue îngrijirea. Și atunci încercăm să le transferăm la un centru maternal mama și copilul. Au fost 4 cazuri anul acesta. În general, sunt mai puține cazuri în care a plecat mama și copilul la centru maternal față de anii precedenți, dar a fost numărul de copii abandonați. Deci am fi preferat să fi fost mai multe cazuri mama și copilul în centru maternal. Consilierea psihologică, mă scuzați, cine o face? Doctorul sau un consilier psihologic care este să medieze? Este psiholog la nivelul serii. Pentru că ne-ați zis de acea parte mai puțin plăcută în care mămicile refuză vaccinul sau refuză sau au o reticență da, dacă, în actul medical. Dacă... După cazul Alexandru, s-a vorbit de aceea consiliere psihologică care să ajute medicul să medieze relația medic-pacient. Da, faceți făcea și înainte. Adică, psihologul este angajat de 30 de ani la... Ați zis că perioada de anul după cazul Alexandru, practic, deci, este mai dificilă. Nu doar după. În ultimii ani. Adică, după a fost o perioadă acută de câteva luni în care a fost mai dificil. Dar situația este aceeași de câțiva ani. Nu... Considerați că ar merita o investiție mai mare în acea consiliere psihologică care să ajute viitoare mămică să înțeleagă riscurile și să înțeleagă necesitatea unor vaccinuri și necesitatea... Da. Ar fi foarte important dacă ar exista acele cursuri prenatale prin care viitorii părinți, se adresează inclusiv tatălui, înțeleg ce înseamnă nașterea, înțeleg ce înseamnă ce vaccinuri se fac, se discută despre alăptare, se discută despre tratament, despre cum va decurge nașterea. Ar fi frumos dacă ar fi și acele cursuri la mas, dacă ar fi... dar vorbim despre lucruri care implică foarte mult personal. La nivel de teorie, noi fiecare lună spunem că vom începe acele cursuri prenatale, dar deficitul de personal, mediu și medic, de orice tip, de la doamnă infirmiere până la medic, este foarte mare. Și asta se traduce, nu sunt doar cuvinte, este deficitul de personal, asta merge mai departe. Asta înseamnă că lipsește un om care să facă o anumită treabă la 4 paciente. Dar nu considerați că ar putea intra și în sfera medicului curant pentru orice graviduță? Știm că are un medic curant. Sau cel puțin ar trebui să aibă. Da. Nu ar trebui se să face, fie așa o... Se face. Persoanele care sunt sarcini urmărite, altfel abordează. În principiu, când mergem spre studii medii finalizate, studii superioare, mergem și spre sarcini urmărite. Și, în principiu, persoanele respective, oricum, sunt mult mai informate de referitor la naștere și referitor la tratamentul medical care va fi la copil. Și discuția este altul fel. Cât mergem spre studii de 0 sau 4-5 clase determinate, acolo vorbim și de lipsa informării. Un foarte mare of al nostru este scăderea gradului de alăptare. Am observat că persoanele care citesc, care se informează, asta face diferența între a alăpta sau nu. Poate părea ceva banal, alăptarea. E în natură, alăptarea se întâmplă de mii de ani și, din păcate, părerea mea este că la nivelul mămicilor va dispărea după cum merg. Dacă nu se întâmplă anumite lucruri la nivel național,
procentul de alăptare scade dramatic. Suntem cu cel mai mic procent din Europa, 12,6% după statistici în anii trecuți, în condițiile în care în Europa procentul este undeva 30-40%. Dacă ne uităm pe statisticile la UNICEF, îi spun că la nivel mondial doar alăptarea ar scăpa, ar preveni 400.000 de decese materne și 600.000 de decese la un născut în primele 6 luni de viață. Un fapt atât de banal. Și am observat că cu cât, aici începusem cu acele cursuri prenatale, dacă ar exista și am promovat adoptarea mult mai bine, dacă mama ar citi care sunt riscurile și care sunt neajunsurile care se pot întâmpla și ce complicații pot să apară în primele zile, oricât ne-am străduit noi, ca personal medical, și reușim, și uneori reușim, uneori nu reușim. Recunosc, alăptarea este dintre cele mai multe, cele din urmă lucruri pe care le facem, pentru că nu avem timp. Și mi-aș dori să nu fie niciun copil grav și să mă ocup doar de alăptare. Și ar fi ideal și pentru mine și pentru pacient. Sunt foarte multe așteptări referitor la alăptare, așteptări care nu se întâmplă și atunci copilul este alimentat cu formulă de lapte din primele zile de viață. Sunt foarte multe mămici care nu înțeleg alăptarea și foarte multe cazuri de reveniri în spital cu mastită, tocmai atât de faptul că alăptarea nu s-a inițiat. Sunt foarte multe